Bun găsit tuturor, doamnelor, domnilor, sunteți la Talk News, întâlnirea săptămânală cu realizatorii Prima News, în care dezbatem principalele evenimente, principalele subiecte, principalele evenimente, fie ele fericite, fie ele triste, cum este cel legat de Naționala României, care a fost eliminată. De data asta poate apucăm să vorbim și de Naționala României, îi rămăsesem dator data trecută domnului Bucura, aici de față. Dacă tot am început cu prezentarea de la Dan Bucura, că eu am vrut acum eu să scot castanele din foc, să vedem ce explicăm cum și exact. Radu Banciu, realizatorul Worldwide Banciu, Sebastian Zacman a rămas în platou după România Politică și Sabin German, realizatorul România de la A la Z, realizatorul emisiunii România de la A la Z. Salutare, Sabin. Salutare tuturor. Bun. Hai să începem cu campionatul, cu campionatul european de fotbal. Tu ai vrut Olanda, Dane, sau de ce? Nu, eu voiam să comentăm victoria, mă rog, egalul ăla. Era, și n-am apucat. Era un moment fericit, de aia spun că acum am picat, ce să mai zic, să mai punem și noi o bomboană pe coliva fotbaliștilor. Nu, e, mă rog, a fost un moment frumos, o vară plăcută pentru toată lumea. S-a plimbat toată lumea, cohorte de politicieni mioritici au văzut Germania aia care nu au văzut, au învățat cum e cu obiceiurile astea nemțești, cum e cu vurștii, cherivurști, bradvurști și mai departe, cum e cu berea, de câte sortimente e apă acolo, cum să bea. Util pentru mulți. Pe de altă parte, hai să fim sinceri, a fost o surpriză pentru toată lumea. Să o aplaudăm atâta cât a fost. Ce să ne așteptam să batem Olanda? Că până la urmă ar fi de comentat între momentul ultimei noastre emisiuni și ăsta de acum. E o diferență mare de valoare, de lot, de bani mulți. Ne-am luptat și noi, dacă vrei, din punctul meu de vedere. Și asta le-am spus-o și pe rețelele de socializare. M-au înjurat mulți, alții mi-au dat dreptate. Cred că puteam fi un pic mai bătăioși, un pic mai, nu știu, mai cu ver, vai cu vân, așa. Chiar dacă luam 5, nu 3, dar puteam să... N-am văzut zvâcul ăla, adică un... M-am jucat și eu la un moment dat. La un moment dat am jucat, am intrat într-o logică asta, de asta urmăritorilor de pe Facebook, care tot îmi cereau pronosticuri. Și asta zic, dacă tot se intru în logica pariurilor, aș paria și eu că avem peste 1,5 șuturi pe poartă. Adică dăm măcar de două ori mingea în zonă periculoasă și atragem spre. N-am avut, am avut unul singur și el a fost mai mult o pasă la portarul advers. De aia spun că puteam fi un pic mai răi. Că ce se putea întâmpla? Mai luam două, dar na. Asta e, se pare că ne sperie de multe ori aerul rarefiat al succesului, dar avem timp să ne pregătim, învățăm multe, probabil generațiile de copii acum sunt mai motivate să meargă la antrenamente, bă, uite, vreau și eu să fiu ca, nu știu, ca Drăgușin, ca Niță, ca eu știu fiecare cum se visează, a dat un impuls așa și generațiilor ce vor veni. Zic și eu, acum, na, nu sunt specialist în fotbal și cum scria unul zilele trecute pe Facebook, bă, rămâi să comentezi ce știi tu că n-ai făcut fotbal în viața ta. Așa e, dar la fotbal și la politică pare că se pricep tot România, așa că am făcut și eu pasul ăsta curajos, le-am dat cu părerea și pe Facebook, și aici, și pe unde am avut ocazie. Până să mergem la Radu, vreau doar să-l întreb pe Sabin dacă a urmărit meciul. Ai văzut meciul, bă, Sabin? Bă, am văzut meciul și culmea, am și priceput câte ceva din el, ceea ce este de mirare pentru mine, din ofinolog. Dar vorba lui Dan, parcă aș fi vrut să se bat un pic mai mult, așa, să fie mai bătrâni. Oricum, mie mi-a plăcut altceva. Să știi că eu mă bucur că am pierdut cu Olanda, pentru că a ieșit la suprafață, au ieșit niște lucruri faine. Uite, faptul ăla că am făcut curățenie în vestiar, pe mine mă bucură. Că am lăsat o scrisoare de mulțumire, pe mine mă bucură. Și de ce? Pentru că noi nu suntem obișnuiți cu bună ziua, mulțumesc, îmi pare rău. Nu suntem obișnuiți cu curățenie, hai să ne uităm la râurile noastre. Nu suntem obișnuiți să avem civilizația aia casnică. Noi suntem obișnuiți să scriem poezii despre țară, partid, popor, toate cu majuscule. Așa că pentru mine mai mult a fost o relaxare. Hai să ne uităm și noi la meci. O să știam că pierdem și era culmea să nu pierd totuși cu Olanda. Sunt niște copii faini. Copii faini. Uite, m-am uitat la notele lui Drăgușin de la BAC. Bă, să iei BAC-ul cu peste 9 înseamnă ceva. 9,70 la istorie. Pe mine mă bucură mai mult chestia asta decât nu știu ce goluri băgate acolo, pe care oricum le-aș fi uitat a doua zi. Săream așa, beam o bere, deschideam un prosecco, săream până în tavan,
nevastă mea s-a fi uitat ciudat la mine, l-a apucat pe German pandalile și cam atât era un gol marcat sau două sau cinci. Vorba lui Hagi. Păi am ratat și noi, au marcat și ei. Asta a fost. Radu, te așteptai la altceva? Da, mă așteptam la altceva de la campionatul european, adică să nu ieșim din grupă. Faptul că România a câștigat o grupă de euro pentru prima dată în istorie, din 1960, că să mai învețe și Sabin German ceva dacă tot se uită la fotbal. Deci România a jucat... România a jucat în istorie 17 meciuri la euro și a câștigat două. Al doilea fiind ăsta acum cu o țară în război de 2 ani jumate. Deci înainte de asta noi câștigasem în toată istoria campionatului european care a început în 1960 la Paris și până în 2024, faci tu socoteala că ești filolog câți ani sunt, noi am câștigat o singură dată un meci la Euro în 2000, în vara lui 2000, la Charleroi, în Valonia, 3-2 contra Angliei. Ăsta a fost singurul succes care a calificat atunci naționala României în sferturi. Erau mai puține echipe la turneul final, nu te calificai în optimi. Și am fost bătuți de Italia cu 2-0, ultimul meci din cariera lui Gică Hagi. În rest, noi nu avem nicio istorie la acest campionat european. Unde am participat prima dată în 1984, pe vremea lui Nea Mirciu. N-am ieșit din grupe. Și tot așa ne-am târât cu câteva participări modeste, nereținute de istorie. Până când acum ne-am trezit cu cea mai slabă echipă națională din istoria României care s-a calificat la un turneu final, cea mai neplăcută, cea mai odioasă, ce epitete vrei tu, care s-a trezit să bată Ucraina cu un scor neașteptat, nejustificat de nimic, da? Nici de prestațiile anterioare, nici de loturi, nici de nimic, nici de antrenori, de absolut nimic, un rezultat căzut din cer, meritat sigur după joc, că ea n-au existat, după care eu zic că am jucat onorabil cu Belgia, am făcut un meci bun, așa, și apoi a venit blatul cu Slovacia. Aba, dacă trebuie să explicăm lui Sabin German ce înseamnă blat, este cam ca atunci când doi politicieni, de exemplu Nicu și cu Marcel, vor să candideze și pun de o alianță. Cam așa e și la fotbal. În general, hoția este cam aceeași în politică cu cea din sport. Sunt cele mai mincinoase domenii de pe planetă. Dacă vrei să furi, te faci ori politician, ori fotbalist. Nu există hoție mai mare decât în aceste două domenii. Asta ca să o lămurim așa pentru neofiți. Iar după meciul ăsta, sigur că noi n-am mai avut, că încă o dată, asta e ca audiențele la o televiziune mică. Am mai explicat-o asta. Dacă faci audiențe mari în prime time, nu mai ești o televiziune mică. Dacă câștigi un meci de fotbal în optimile de finală contra Olandei, nu mai ești o echipă mică. Deci nu se poate să bați Olanda în optimile de finală la un euro, pentru că atunci ar însemna că tu ești o echipă mare și aia sunt o echipă mică. Înțelegi? Sunt niște lucruri care nu se pot realiza. E ca și cum noi am vrea mâine să devenim Amsterdam. Păi e greu de crezut că faci peste noapte. Dacă am reușit lucrul ăsta, ar însemna că... Da, suntem o altă națiune, nu mai suntem ăștia cu să ne iei tu de la Anton Pan. Da? Stai să spun, mai facem și noi câteodată Amsterdam, că mai plouă așa cu 100 de litri pe metru pătrat, da, și Amsterdam. Da, asta la Cluj, aici nu. La voi. Aici nu cade strop de ploaie. La noi. Aici, la noi la este noi. Clima de la Astana, unde s-a întâlnit Putin cu Xi. București e un fel de Astana, Sabine. Nu avem nimic de invidiat Kazahstanului. Astana, dar voi spateți Astana. Da. Bun. Cred că trebuie să vă mutați la Cluj. Adică să ne reîntoarcem la Cluj, vrei să spui. Da, da, dar mă uitam la privirea plină de speranță, la Andrei Gheorghe. Da, pentru el Clujul este ceva. Un fel de Tanganyika, adică el n-a fost niciodată, e ca și cum i-ai spune să se ducă în Africa. Auzi, lasă Tanganyika, poate găsim o Tantinica aici. Da, asta se poate. La asta cred că s-ar pricepe și domnul Gheorghe. Bun. Până ajungem la Tantinica, Tanganyika, te rog, Sebi. Despre meci? Despre meci, politica. Sigur. Eu pot să vorbesc doar despre atmosferă. Eu chiar am fost în Germania câteva zile, am fost la un meci pe stadion și atmosfera chiar a fost de neuitat. S-au comportat civilizat suporterii români, adică dincolo de ce ați văzut la televizor, cu patima și patetismul imnului,
Eu am nimerit undeva în tribună, în spatele meu stătea o familie de belgieni la meciul România-Belgia. Și n-au fost înjurați, n-au fost scuipați, nu le-a aruncat nimeni cu popcorn în cap sau cu berea. Deci asta vine să confirme și ce a făcut Federația Română de Fotbal pe această zonă de marketing, cu acea scrisoare lăsată în vestiar și cu îndemnul de a face curat. Că, să fim serioși, n-a plecat acel gest tocmai de la portarul Niță sau de la mijlocașul Marin sau de la atacantul Alibek. Asta e un gest japonez. Japonezii fac așa. Dar făceau suporteri în tribună la campionatul mondial, cred că din 2020. Exact. 2020, la ei așa e obiceiul, da. E bine că am copiat acest gest, adică e bine că avem niște minți luminate la Federația Română de Fotbal, care înțeleg că marketingul este aproape la fel de important ca meciul de pe teren. Deci la capitolul marketing am fost și noi mai sus de optimile de finală. Am fost acolo înspre sfertul semifinală. Plus că suporterii, trebuie să o spunem și pentru domnul German, care nu e familiarizat, românii, albanezii și turcii au fost cei mai mulți. Ce paradox! Da? Iată, am ajuns să dominăm galeriile occidentale numeric la un campionat european. Să știi, Radu, că mulți români care lucrează acolo în Germania, care sunt plecați de ani buni, au venit la aceste meciuri. I-am de acord, austriecii, de exemplu, de ce erau mai puțini decât noi? Sunt mai puțin interesați de fotbal. Sau, când vine vorba sau de sunt mai zgârciți. Sau așa, da. Turcii i-au surclasat numeric chiar pe germani. La Köln, în ziua meciului cu Belgia, înainte de meciul României, a jucat Turcia cu nu știu cine și credeam că sunt undeva la Istanbul sau într-un cartier al Istanbulului. Da, mai e un aspect, și diaspora, adică ai noștri s-au dus mulți, dar cu siguranță n-au stat la hoteluri de 5 stele în centrul Münchenului sau... S-au dus că știa că acolo e vărul, care vărul are, stă cu are chirie. Să știi că la pălărie era totuși tu de români. Da, chiar și așa e remarcabil. E într-adevăr. Și-au făcut efortul oamenii. Turcii, aici să completăm, sunt totuși prima diasporă în Germania. Da, bineînțeles. Dar România nu. Nu este totuși în Germania, nici măcar ce este în Spania sau în Italia. Și dincolo de asta, sau ce zice Dan, nu poți să stai totuși 3 săptămâni pe la unghi și pe la mătuși. Adică, te mai scoate afară. Da, în orice caz, nu la nivelul ăsta, într-adevăr, a fost... Că ai mulți rulezi, 2 săptămâni. A fost remarcabilă prezența, într-adevăr. Apropo de asta, Radu, eu aștept campionatul mondial din Maroc și din Spania. Românii care sunt în sudul Spaniei sau în Portugalia vor trece imediat. Prima oară așteaptă să ne calificăm ca să vedem dacă avem ce... Cred că îmi pun speranță pe șapte. Hai, suntem bine, suntem în forță. Hai la politică, nu mai suntem turmentați, știm când ieșim la vot, Sevi. Da, ieșim la vot, nu e nicio surpriză, ieșim în luna noiembrie. Asta știam. Știam că vom ieși în luna noiembrie. Surpriza ține de data alegerilor parlamentare, 1 decembrie, însă i-a adus pe români că anul acesta nu mai au punte de 1 decembrie. Poate multă lume s-a ofuscat văzând această dată a alegerilor parlamentare pe 1 decembrie. Nu mai e liber nici vineri, nici luni. Deci, cumva aveți de ales, dragi români. Fie mergeți în vacanță, fie mergeți la vot. Că să votați în altă parte, nu se poate. Un cetățean cu buletin de București trebuie să voteze în București. Dacă te duci la Brașov sau în Prahova, la munte, nu, n-ai voie să votezi acolo. Și ce alege? Acum, pe bune, aici e complicat. Ești la munte, a nins puțin, e puțină zăpadă, poate primul schi și ești pe acolo, cu un poian. Nu vă bazați pe traficul de la întoarcerea spre București. Totuși, că unii, dacă își fac calcule care mai putea să voteze până la închiderea urnelor în capitală, s-ar putea să nu le mai prindă deschise. Deci sunt puține șanse să voteze Klaus Iohannis. Nu, depinde în funcție dacă ninge sau nu. Trebuie să ne spună doamna Romica Jurca, în funcție de verdictul său meteorologic, vedem și dacă îi votează Iohannis. Deja sunt 3 duminici consecutiv. Aici e clar că e greu să... Adică ce vrei să spui? Că el o să stea 3 duminici în zona așa, fără să se ducă vreodată pe undeva? Puțin probabil că a fost tot timpul obsedat de weekendurile astea. Bine, meritate, sigur, după săptămâni pline de muncă. Dar imaginați-vă totuși un om la etatea lui, pe final de mandat, adică practic, chiar în ultima lună de mandat. Cam cum e Memphis Depay după ce l-a dat afară Atletico Madrid, adică nu i-a mai prelungit contractul, el va fi aproape liber de contract. Păi tu stai 3 săptămâni, 3 weekenduri în București, în loc să te duci la Babele, pe unde se ducea el, pe la Sphinx, să voteze cu urși pe acolo. Deci aproape imposibil să avem... Păi oricum mă gândesc că prezidențialele, fiind cumva 24 și 8, nu?
Între ele e data de întâi pentru alegerile parlamentare. Păi la parlamentare vor lua românii o pauză, totuși că sunt mai interesat să voteze la prezidențiale. Oricum românii iau o pauză în mod tradițional de la alegerile parlamentare. Exact. Deci alea sunt puse chiar, cred că 20% va fi prezența la vot. Adică se nimerește catastrofa. Să știi, Radu, calculele partidelor arată puțin altfel. PSD și PNL mizează pe faptul că se califică în finala prezidențială și atunci tot activul de partid va trage pentru cei doi candidați. Stai puțin, se califică PSD și PNL în finala prezidențială? Adică Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu. Majoritatea sondajelor îl plasează destul de jos. Eu îți spun care sunt calculele făcute la partid. Da. Domnul Gioană nu e luat în calcul ca o variantă cu foarte mari șanse pentru finala prezidențială. Eu nu spun că nu poate să ajungă acolo. Eu îți spun care sunt raționamentele PSD-PNL. Astea sunt calculele începutului de iulie. Da, PSD și PNL se bazează de fapt în mare parte pe scorul de la locale. Și aici, sigur... Și pe activul de partid, primari. Da, activul de partid, prin mobilizare, a dat un rezultat la alegerile locale. El e un rezultat curat de partid, pe votul de la Consiliul Județene. Și acolo vedem un PNL peste 30% și un PSD peste 35%. Problema PNL e că între locale și parlamentare, în 2016 și în 2020 a pierdut, cât credeți, 1 milion de voturi. M-am uitat pe cifre. Deci primarii sau baronașii locale ai Partidului Național Liberal trag pentru ei înșiși ca să-și reînnoiască mandatele, dar apoi în jumătate de an... Și-au pierdut 1 milion de voturi. Nu sunt atât de serioși ca baronii roșii de la PSD, care țin... Care trag pentru PSD, disciplinat pentru partid. Dar PSD între locale... Nu pierde. Nu din potrivă, uneori câștigă. De exemplu, PSD la, în 2020... Problema e între turul 1 și turul 2 la PSD. Problema e la PSD între turul 1 și turul 2, dar acolo nu e o problemă de mobilizare, e o problemă de limită electorală. Se termină bazinul cu voturi, pur și simplu, în mod tradițional, și trebuie să le extinzi. Ceea ce n-au reușit ultimii 4 candidați PSD în ultimul sfert de secol la prezidențial. Da. N-au avut, e prima oară când trag și pentru prezidențiale locali, baronii locali. Până deci acum chestia nu asta ar putea modifica puțin calculul de fapt corect al ultimelor două cicluri electorale. Da, au pierdut. Dar acum mă gândesc că va fi totuși important să se gândesc cumva baronii, băi, totuși e bine să avem președintele nostru, adică hai să tragem. Așa vor gândi și cei de la PNL și cei de la PSD. Probabil nu-l face 30 ăsta al partidului. Dar dacă scot un 25 cu siguranță, Nicu Ciucă este în finală. Și e important pentru ei măcar să joace finala. De aia, corect, cum a spus și Sebi, nu-l văd pe Gioană sub nicio formă. Să-ți obții un 25% independent cu, nu știu, de la niște ONG-uri, de la niște, habar n-am, bube, bucegaiuri și noroi, vorba, băietule, nu poți să o faci. N-ai cum, n-ai oameni în secție, e imposibil. Dacă intră într-o orice altă combinație cu un partid în spate, că vezi că există și discuția asta, că o să analizeze pe sediști. Bine, dar voi nu luați în calcul asta, declarația lui Ciolacu? Asta ziceam, după ce... Că va pune, la vot colegilor varianta independentă. Votul acesta în PSD este doar unul de fațadă. Dacă Marcel Ciolacu le spune mâine colegilor că el e pregătit să candideze la prezidențiale, în unanimitate partidul va vota pentru Marcel Ciolacu. Dacă Marcel Ciolacu spune nu vreau să candidez, o bună parte din partid va vota oricum să se ducă. O bună parte, dar se va face voia lui și vor găsi un alt candidat de umplutură. Dar nu cred că vor ajunge. Ca să ne înțelegem, PSD-ul va face voia lui Marcel Ciolacu. Exact. Vedem acum Marcel Ciolacu voia cui o va face în ceea ce privește candidatura. Să nu fie prăpăd în cazul ăsta. Știi, uite, spunea Radu mai devreme despre Iohannis că săracul va avea 3 weekenduri ocupate, triste, mă rog, vor încurca planurile. Păi hai să ne gândim și la colegul nostru, la Ionuț, care va avea 3 emisiuni date peste cap și care vor ține cu siguranță încă o oră în plus cu exit poll-uri, cu nu știu ce. Adică mai sunt oameni amărâți de povestea asta cu alegerile. De aici a trebuit să aprecieze, nu l-am ridicat la rang de președinte. Exact, să nu îl vedem doar pe Klaus Iohannis, singura victimă care își dă programul peste cap. Plus românii care, până la urmă, ăia cât vor fi, care își vor face timp renunțând la weekend-uri, la mici... Bun, aici ca să revenim un pic, deci scenariul cu Ciolacu, înțeleg acum clar că era o fină ironie, sigur, va candida. Ok, mai e loc în condițiile astea pentru Mircea Gioană?
Mai e loc, da. Adică, bun, și ce zice Dan să susține? Absolut. De unde ia el tot? Candidez ca să fac ia, ce? Ia în primul rând o parte din electoratul PSD. Că nu mai poți să iei nici useriștii, că se duce doamna Lasconi. O parte, să știi că da? Vine, rupe Mircea Joana electorat consistent și de la USR. Asta pe studiile făcute de PSD. Deci, în primul rând, Joana rupe de la PSD, că el nu se poate rupe la rândul său de trecutul PSD-ist, chiar da. Dacă în ultimii ani și-a creat această aură de independență. Sigur, de... și bazinul ăla de care vorbeai, NATO. Sunt probabil unii da, care au pescuit în anii lui Mircea Joana exact. Din bazinul PSD și care îl vor vota pe el. Și nu îl vor vota pe Ciolacu. Exact, și îl vor vota okay. pe el, tocmai ca l-au votat odată în 2009 și pe n-a ajuns președinte. Că, da, exact, așa. A fost doar o noapte și acum e șansa lor să-l vadă într-adevăr președinte. Da. Nu cred că sunt foarte mulți, pentru că PSD este un partid disciplinat. Și întotdeauna activul PSD votează cu liderul PSD. Am da, văzut, am văzut normal, sigur, mișcarea asta și în capitală. Cât a fost domnul Cârstoiu candidat comun PSD-PNL, aproape că nu exista în sondajele de opinie. Când a venit doamna Firea cu suflul său PSD-ist, imediat armata a trecut în spatele doamnei Firea. La PNL n-a fost cazul cu domnul Burduș, acolo e un caz atipic. Domnul Joana mai rupe de la USR și mai rupe și de la PNL și scoate la vot chiar și electorat nehotărât. Care oameni care nu s-ar duce să voteze nici cu PSD, nici cu PNL. Emilia Șercan, de exemplu. Dacă e nehotărâtă, s-ar putea doamna Șercan să un zecute nu, așa. Da. Puțin probabil din moment ce ea tocmai a devoalat plagiatul din doctorat. Dar da. Dacă e un fel de profilul Emiliei Șercan. Exact. Dacă e totalmente nehotărâtă și mai găsește pe un om, îi găsește pe toți. Stai că poate ajunge la doamna Lasconia. N-are doctorat. Da, nu contează, a plagiat în bucătărie. Deci ajunge undeva la... Îi găsește pe toți plagiatori, pe dacă să nu spuneți că doamna Șercan nu va vota. Cred că totuși are o... Doamna Șercan, care a fost la astăzi de 4 iulie la Garden Party, o ambasadei Statelor Unite, cum să se ducă cu buletinul gol. Deci va vota cu cineva, tot cu un plagiator până la urmă, dacă îi prinde pe toți. E logică de discuția și atunci poate cine știe va ajunge să voteze chiar cu Mircea Joana, cu care am înțeles că s-a întreținut îndelung la telefon, are toată stenograma aia, vreo 16 minute ci că au vorbit, deci o discuție de asta aproape enciclopedică, cum ar zice omul nostru de la Cluj. Sabin, te rog. Nu, eu cred că Ciolacu nu are niciun chem de candidat, numai că există presiunea baronilor, mai ales celor din sud, da, mă gândesc la clanul Stăneștilor, care nu poate să-și permită să lase partidul din iare. Ce mai sunt? Baronia neștiuți, da? Dar nici Musca nu zboară prin județul lor dacă nu dau iur. Și am impresia că nici n-a luat Ausweis-ul de la cine trebuie. El s-a plimbat așa prin lume, prima dată a mers în America, a mai stat pe acolo și a făcut un selfie cu un zgârie în ori și a venit înapoi. Eu cred că până la urmă discuțiile în PSD vor deveni serioase și se vor duce către Joană explicându-i că ar fi bine totuși să vină la PSD, că uite sondajele, da, am văzut astăzi niște sondaje comparative X versus Y, cum ar fi, m-aș duce pe ideea asta. Nu-l văd pe Ciolacu, care nu știe nicio limbă străină. Nu știu ce a făcut în Germania, dar mă rog, Einz, Wein, Polizei, Brigadier, da, le știa și el. Da, 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 mai pot. Bine, de groză bine. No, și te-ai descurcat. Eins, zwei, drei, bine. Până la trei poate număra. Nu cred că nu știe că nu are ce căuta la Cotroce. Problema fundamentală, zic că vine în turul 2, când să vedem dacă dreapta iarăși se ranforsează și nu lasă un președinte de stânga să ajungă la Cotroce. În ultimul sfert de secol, așa s-a întâmplat. Yeah. Nu neapărat am votat toți cu Iohannis sau au votat ăialalți cu nu știu care, pentru că Iohannis era steaua de pe cer. Ci pur și simplu te-ai speriat de Ponta, ai râs de Dăncilă și ai zis, bă, până la urmă, iarăși iau rahatul de moțul cel mai mic. Asta este. Eu n-am făcut așa. Și probabil în multe țări din lume, chiar democratice, se întâmplă la fel. Adică dacă mă uit astăzi la Biden versus Trump sau Trump versus Biden, bă, ai noștri, parcă se mai spală pe dinți. Acolo a fost o tragedie. Eu m-am simțit trist. La 4, m-am trezit la 4 dimineața să văd o comedie. L-am închis pe la 4 și jumătate că am zis, bă, dă-o mă să-mi treabă. Chiar în halul ăsta să pierde timpul. Știi, cea mai puternică țară din lume, cu ăia doi care vor să fie cei mai puternici oameni din lume. Până la urmă zici, las-o așa, trage un somn, eventual bei o cafea, citești presa și te curci la loc.
La noi va fi mai mare vărmășala, pentru că am văzut, uite, un interviu foarte fain pe Digi24 cu Iulian Fota, care spunea în felul următor: următorul președinte al României va trebui să pregătească țara pentru o acțiune militară. Nu neapărat se întâmplă, dar va trebui să fie pregătit. Acum, cine sunt aia care poate să, care pot să pregătească o țară pentru o rezistență militară? Aici deja avem dubii la, cred că, toți candidații, sincer. Sau ce puțin eu ne-am. Da. Când ar trebui anunțate candidaturile, Sebic? Acum, de la data prezidențialelor, da, reapare întrebarea noi pentru cine votăm. Pentru prezidențiale, probabil la începutul lunii septembrie, vom vedea congrese la fiecare partid, și la PSD, și la PNL, și la UDMR, prin care să se stabilească oficial candidații la alegerile prezidențiale. Nu sunt mari surprize aici, sigur, poate la PSD mai sunt câteva semne de întrebare. În rest, știm marii competitori. Dacă va fi Marcel Ciolacu de la PSD, Nicolae Ciucă PNL, Elena Lasconi USR, George Simion AUR, Diana Șoșoacă SOS România și Mircea Geoană Independent, și sigur vor mai intra în cursă și câțiva candidați care vor să experimenteze serviciul de protecție și pază și limuzină din partea statului român, ca asta ți oferă în campania pentru alegerile prezidențiale, și sunt unii gen Cataramă sau mai știu eu alții care ne-au obișnuit cu candidaturile prezidențiale, pe care nu îi votează nici măcar propria familie. Dar ăștia nu-s de luat în calcul. Știi care e termenul folosit în cazul ăsta? Aventurier. Ăsta e termenul, e un clișeu, bineînțeles. Politic, da. Așa, aventurieri ăștia sunt, gen Cataram, așa li se spune. Toată lumea folosește termenul în ăsta. În 2019, unul fugise la mănăstire, la mănăstirea Putna, și nu-l mai găsease pe P.U. Pe Ninel Pea, dacă mai aduce aminte de... Deci, mă rog, n-are sens să ne pierdem când vorbim despre ăștia. Încă o dată, oameni buni, uite, apropo de întrebarea cu candidații și de ce spuneau colegii mei, vă dați seama ce neseriozitate, ce bătaie de joc, până la urmă, electorală, dacă vrei, față de noi ăștia fraierii care ar trebui să venim și să punem ștampila în stânga, în dreapta, în mijloc, sus, unde vrei. Păi, fraților, deci se puneau problema unor alegeri în septembrie acum, adică mai stăm puțin și mergem la vot. Mă, dar ei nu aveau numele. Adică eu vreau alegeri mâine, fire, mâine le-aș vrea. Păi, dar n-am stabilit dacă mă duc eu, să duce Radu, să duce Sebi, tu, adică, băi, fraților, câtă bătaie de joc. Ne fac exact cum ne-au făcut cu primăria Capitale, unde n-are niciun sens să pomenim. I-a scos pe candidații așa ca iepurașul din Jobenul Magicianului. Hai că mai puțin, îl vreți pe ăsta? Nu e, ci doctor la municipal, e bun? Nu e bun. L-am făcut de râs următorul. Așa e și aici. Băi, fraților, da. Un candidat la prezidenție, nu zic pe modelul american, că suntem în urmă, suntem, vai mama noastră, noi suntem aici la Poplaca, nu putem să ajungem pe aia. Să faci cu primaries, să știe lumea cu un an înainte ce profil are, Doamne ferește! Și nici nu cred că suntem la fel de interesați, mă gândesc. Nu, ne place circul, nu ne place să-l analizăm pe candidat așa în profunzime. Păi, dar măcar din respect, 4, 5 luni, 6 luni înainte, să-l știi și tu pe ăla care e de la stânga, de la dreapta, că, nu știu, zicem că ai și tu un partid în suflet, care o fi ăla. Mă, să-l vezi pe ăla al tău, partidul tău, că zice, bă, cu 6 luni înainte, ți-l dau pe Gigel. Atunci te mai gândești, bă, ai mei ăștia, joacă bine cu Gigel, mai dau și eu un feedback ca susținător al partidului, nu știu care. Nu, frate. Deci, pe ultima sută, 2-3 luni înainte, noi l-avem pe ăsta, ăia au pe aia blitzkrieg. Vă place, așa, nu? Și atunci ajungi la ce discutam în alte emisiuni cu Radu aici, când omul zice, ia mai dați-vă în, Doamne iartă-mă, că zic așa, ești cu votul. Ești puțin plecat, da. Așa, și nu știi cine candidează. Există și această posibilitate. Te trezești direct cu președintele. Da, da, da. Da, sau îl descoperi la vot. Da, există această posibilitate. E adevărat, e bine punctat. Așa, este într-adevăr ceva, cred că, unic în lume. Cred că nici în Africa nu există stică. Acolo vezi cum e, da, dictatorul care, da, a luat putere. Care, da, da, și acolo știi că ăla va candida dacă nu-l omoară cineva. Deci nu, da. Este într-adevăr o lipsă de temeinicie, o lipsă de făcut treaba la timp. Da? Toate lozincile astea pe care le-am auzit în mandatele lui Iohannis. Cum să te, cum să te pregătești așa, vă? Într-adevăr, și aici vorbim totuși de prezidențiale. Hai, merge, când ne-au niște alegeri dintre astea puse prin februarie, pe nu știu unde, ca să te mai încălzești un pic ieșind din casă, dar nu la alegeri prezidențiale, duci, care sunt și pentru român considerate cele mai importante. Ei noștri cred încă în județele alea pe care le pomenea Sabin mai devreme, cred că președintele le dă de mâncare.
Deci să nu uităm. A? Dar au și zis, am văzut aici tot un fel de studiu de ăsta, ci că 70% au zis că se prezintă cert la vot. Deci pentru noi este într-adevăr un revelion înainte de vreme. Nu poți să îl trimiți pe Oltean sau pe Gorjan să afle în cabina de vot, n-are nici draperia aia bine trasă și el atunci află pe cine va vota. E, într-adevăr, catastrofal. Și nu este până la urmă reprezentativ. Adică omul nu are timp să-și facă niște socoteli. Politica e un troc. Da. E o tranzacție, e o afacere. Așa ar trebui și cetățenii să cântărească lucrurile, să vorbească între ei. Da. Uite, bă, pe ăsta îl votez în turul 1, să vedem ce iese în turul 2, facem niște alianțe în 3, face alianțe în scările de bloc, nu numai între partide. El se duce și nu știe cu cine votează. Mai sunt 24 de ore până la alegeri, el stă ca pe jar. Da, e o muncă, într-adevăr, făcută într-o bătaie de joc. Nu le spune nimeni oare lucrul ăsta. Bă, tată, dacă știți că aveți alege, păi noi știam de 4 ani că vor fi, da? Trebuiau să știe și... Tu, pregătește-te din timp, într-adevăr, mai măcar în ultimele 6 luni, când se dă start ultimilor 6 luni, să vii cu listele. Uite. Radu, știi care e problema? Că niciun candidat la alegerile prezidențiale din România nu rezistă un an în rolul de candidat, de pretendent, adică la această funcție. Vrei să spui presiuni mediatice sau ce? Da, presiuni mediatice, da. L-ajunge din urmă fie trecutul, fie asta, prezentul, da. Okay. Pe unii. Bine, atunci fă o listă, da, ca la europarlamentare și pune așa, pe locul întâi Ciolacu, pe doi Joane, pe trei, să știm cine vine, știi? Ca la antrenor. Picioare, da. Da. Bun, asta se susține, așa este. Știm și noi că un candidat nu reușește să reziste. I-am văzut la primare. Și atunci ei tocmai de asta încearcă să împingă momentul desemnării cât mai aproape de prezidențiale, ca orice lebădă neagră apărută pe parcurs să nu le rupă hălci importante din electorat, din voturi. E mult mai safe pentru un candidat PSD, PNL sau de la orice alt partid din România să intre în competiția electorală cât mai târziu decât să fie anunțat de vreme. Mi-am amintesc că în urmă cu 10 ani președintele, candidatul de atunci președintele, acum Klaus Iohannis, a fost anunțat în iunie. După alegerile europarlamentare din mai, s-a retras Crin Antonescu, a făcut un congres la Parlament în luna iunie. Și toți peneliștii erau siderați aproape cât de târziu își anunță candidatul la prezidențiale. Acum se punea problema alegerilor în luna septembrie, suntem la mijlocul lunii iulie aproape și nimeni nu mai avea o problemă, nu-și punea aceste semne de întrebare, bă, oare nu-i cam târziu, că mai avem o lună și intrăm în campanie electorală. Derapajele astea sau mizerile, până la urmă, dacă le spui așa direct, se pot corecta inclusiv legislativ. Schimb legea și zici, băi, regulă, cu 6 luni înainte trebuie să-i spui poporului cine e candidatul tău la prezidenție. Cum e cu pașaportul, mă? Exact. Nu ieși din țară, mai ai 6 luni, nu mai pleci cu el. Du-te, bă, nene, și de ce nu se schimbă, sigur, de ce nu se schimbă regulile astea? Faci pușcărie dacă te prind. Care e paradoxul? Toate partidele, când sunt în opoziție, vin cu discursul nostru de aici. Păi amintiți-vă cum erau liberalii, derupeau astea, pupitrele în studiourile de televiziune acum 4 ani, când venea vorba despre votul în 2 tururi la primari. Și cum spuneau ei, domne, este o inechitate, o nenorocire, nedemocratic, nereprezentativ. Băi, liberalii erau, n-aveam loc de ei să scot o vorbă în studiouri, că sărea un liberal, ce nenorocire. Au luat puterea, au avut majorități, dă 50%, dă 60%. S-au făcut că nu există proiectele alea. Poți să uita proiectele alea. Sunt în lezat în Parlament din 2016. Sunt pitite pe undeva, nu vor să audă. Acum, dar în schimb, ea treabă, pe useriști, pe auriști, trebuie 2 tururi. Pune-i mâine, dă-le o majoritate și ăstora dă 70% și o să vezi că zic, la ce turul 2, bă, ce voința poporului? Candidat scos cu o lună înainte și ăla e bun, mergem așa. Dar ce am urmărit, Sebi, săptămâna asta? Au fost într-adevăr consultări sau a fost mai degrabă o cacealma politică? N-aș spune nici consultări, dar nici cacealma. A fost o încercare a premierului Marcel Ciolacu de a ieși basma curată dintr-o semi-ambuscadă organizată de generalii PNL. De generalul Ciucă, dar nu doar de generalul Ciucă, pentru că liberalii s-au răzgândit și au dat seama că n-au șanse foarte mari în luna septembrie cu alegeri prezidențiale și au încercat să împingă acest calendar. E un calcul de oportunitate politică pe care și l-au făcut la partid, e normal, și PSD-iștii au făcut la fel. Și domnul Ciolacu era în situația în care fusese refuzat de un ministru, de un subaltern. Și atunci l-a adus pe domnul Predoiu la aceeași masă, a organizat o sesiune de consultări, deși asta este atributul președintelui, însă nu cred că a deranjat pe cineva, dialogul n-ar trebui să deranjeze în societatea noastră. I-a adus la masă, fiecare și-a spus părerea, dar
decizia cred că era dinainte cunoscută, era clar că PNL nu ar fi dat în spate de la luna noiembrie. La ora 9, la ora 11 deja se știa decizia, păi nu chiar aveau, mai devreme. Adică nu aveau foarte multe variante. Singura variantă era să facă prezidențialele pe 15 sau pe 28 noiembrie și să lase parlamentarele pe 8 decembrie sau să găsească această formulă intercalată. Prin urmare, au căzut la pace cu aceste alegeri parlamentare îmbrățișate. Bun, și opoziția e în vreun fel avantajată de intercalarea asta sau de... E avantajată numai în situația în care USR sau Mircea Joană, să spunem, să-l punem și pe el în această categorie a opoziției, pentru că nu face parte din coaliția de guvernare, se califică în turul 2. Cine se califică în turul 2 este marele câștigător al acestui sistem, pentru că partidul sau electoratul va trage, se va mobiliza la vot și la parlamentare și apoi în turul 2. Dacă, spre exemplu, Nicolae Ciucă nu se califică în finala prezidențială, cu siguranță PNL va avea un rezultat dezastruos la alegerile parlamentare și de alegerile prezidențiale nu se pune acum problema. Ar trebui să se reorienteze, fie către o majoritate de dreapta cu USR, fie să rămână în continuare la remorca PSD, însă fără președinte și fără premier. Dacă Elena Lasconi reușește să se califice în finala prezidențială, e clar că va exista un val de simpatie transformat în voturi și la parlamentare și în turul 2, unde va reuși să adune toate voturile anti-PSD din România și din diaspora. E valabil și pentru Mircea Joană, dar dacă partidele tradiționale, dacă electoratele PSD și PNL vor trage și pentru candidatul la prezidențiale așa cum au tras pentru primari sau primarii vor trage pentru partid așa cum au tras pentru ei înșiși, atunci discuția e închisă și pentru alegerile parlamentare. USR va avea un singur scop, acela de a mai supraviețui politic, de a trece pragul electoral, iar Mircea Joană rămâne de văzut cu partidulețul său dacă va concura și în această luptă pentru parlamentare. Pentru că el, dacă își face un partid, are deja un mic partid care îl susține și va intra și în competiția pentru parlamentare, e posibil să treacă pragul electoral și să negocieze majorități în Parlamentul României. Dar e prematur deocamdată. Bun, dar crezi că pot dispărea ăștia, Ciolacu și Ciucă, de exemplu, din viața politică după setul ăsta de alegeri? Fie unul, fie celălalt. Că se joacă, greu aici se joacă 3 din 3, nu se joacă 2 din 3. E greu de crezut. Da, dar parlamentarele sunt cumva lipite, umbilical, da, sunt legate umbilical de prezidențiale. Acolo sunt rezultate pentru care ei dau socoteală. Sunt, dar din momentul în care vor fi în turul 2, cei doi intră în turul 2, nu vor mai da socoteală pentru rezultatul de la parlamentare, ci toată lumea va fi atentă pe finala prezidențială. Adică tu vezi o finală Ciucă-Ciolacu? E posibil o astfel de finală, dar nu văd o finală adică în care... Adică o fel de Turcia-Elveția la eu. Dar nu văd o finală în care să nu fie nici Ciucă, nici Ciolacu. N-ai o alternativă, aia e problema, nu că vezi. Și atunci care e strategia următoare? Eu nu văd o finală chiar Ciucă-Ciolacu, adică nici Joană, nici Lasconi. E posibil o finală Joană Ciolacu, e posibil o finală Lasconi Ciolacu, da, sau Ciucă Ciolacu. Da, și eu le dar văd o finală din care mai posibile decât da. Și Ciolacu și Ciucă, e aproape imposibil. Aia doar dacă unul dintre ei nu candidează. Nu, că ar trebui să exact asta o dată, dar dacă amândoi candidează, ar trebui ca Mircea Joană să aibă atâta forță politică încât să pulverizeze, pe Marcel Ciolacu în postura de candidat PSD, iar Elena Lasconi să atragă o mare parte din electorat liberal către USR, da. Ceea ce nu s-a întâmplat nici la europarlamentare, nici la locale. Sigur, nu era Elena Lasconi, dar totuși brandul USR exista. Un candidat în turul 2 la prezidențiale de stânga, cât s-ar numi Joană, cât s-ar numi Ciolacu, pentru că eu pe Joană tot în stânga îl dau, Elena Lasconi în final ar avea șansă. Ea ar fi, dacă vreți, cam cum era acum 5 ani, Barna. Calculele erau simple, toți își doreau, cu Iohannis trebuie să intre Viorica, Vasilica, nu Barna. Chiar dacă Barna era mult mai spălat, era din altă zonă, nimeni din partea dreaptă nu își dorea să intre Barna. Și nici n-a intrat. Elena Lasconi, comparativ cu Barna, mai are un pic și carismă, e mai vie. Barna era un... Așa e. Era un tehnocrat. Barna, știi cum era? Era o figură de ceară. Da. Ăsta cred că e termenul cel mai potrivit. Un funcționar de la minister, știi, care îți deschide biroul și abia aștept să te pleci după 5 minute. Problema e că în 2019 USR era un partid pe val.
Era un partid din opoziție, acum, un partid care l-avea pe Liviu Dragnea, între ghilimele, șef de campanie. Acum un partid vine, cu coliva pe masă. Exact, vine după 8%. Cântă veșnica pomenire în partid, mai degrabă decât imnul României. Dar crezi că sunt discuții, și imediat mergem la Sabin, crezi că sunt discuții între PNL și USR? Nu, nu cred că în momentul de față. N-ar avea niciun interes PNL să discute cu USR acum. După alegeri să după face o majoritate. Tur, după primul tur de scrutin, poate să apară o majoritate de conjunctură. Ca Nicolae Ciucă, calificat în finala prezidențială, normal va cere și sprijinul USR, adică sprijinul tuturor partidelor de dreapta. Pentru că mesaje publice au fost și de o parte și de cealaltă. Eu știu ce zic. Astea sunt tatonări. Sebir, eu, la momentul ăsta, adică de 4 iulie, eu zic că Blasconi e mai populară decât Ciucă. Posibil. Unul dintre sondaje arată asta. Da, eu cred că indiferent de ce partid ar aparține cei doi, eu cred că lumea astăzi ar vota cu Elena Blasconi mai mult decât cu Nicolae Ciucă. Da, dar unii votanți se duc la urne la îndemnul primarului, a președintelui de Consiliu Județean, au rude angajate prin toate instituțiile statului, fie că vorbim și de județele Olci, Gorj, care îți plac ție în mod deosebit. Da, deci da, e și această dinamică a electoratului captiv sau a oamenilor care depind un sondaj door-to-door cu siguranță ar scoate-o pe Elena Lasconi, președinte, poate și din primul tur, dar door-to-door n-are nicio legătură cu ușa secției de votare. Da, noi ne bazăm însă și pe statisticile astea teribile. În 2000 n-am mai avut un președinte de stânga, da? Dacă era de stânga Ion Iliescu, și asta e mult spus, așa, uite că a murit Roland Dumas, fostul ministru al lui François Mitterrand. Mitterrand e oale și ulcele, Dumnezeule, de 40 de ani. 40 de ani. Roland Dumas a murit la 101 ani acum, mare ministru socialist, mare avocat, în fine. Eu mă gândeam la Mircea Joană, cum îl făcea Băsescu, un socialist, domne. Așa, dar uite că pe ăsta n-a apucat să-l îngroape nici el pe Iliescu, Roland Dumas. S-a dus înaintea lui. Să vedem, că asta zic, apropo de alegeri, din 2000 n-am mai avut un președinte, așa zis, de stânga. Deci în cazul în care te califici în turul 2 sau nici măcar, particip la turul întâi, deja poți să ai acest atribut să zică lumea, bă, s-o obișnui să nu votez cu PSD-ul la prezidențiale, hai că poate votez la parlamentare cu ei, dar aici așa e tradiția, diaspora, zonele astea care între timp s-au mai emancipat un pic, chiar și județele din sud, nu evident. Adică acolo o bună parte s-au transformat în votanți aur, să știi. Da, aia dau votul inutil atunci. Pentru că nu cred că un candidat aur ajunge în turul 2, totuși. Nu știu, și dacă ajunge, va fi un nou Vadim al anului 2000. Va reuși să scoate absolut 20% și partidul său la parlamentare scoate 20% și ce? Așa, va sta în opoziție cu 20%. Da, nu poți câștiga alegerile prezidențiale în România la nivelul ăsta, asta este sigur. Păi s-ar spune că trebuie să mergem să votăm cu Marcel Ciolacu. Da. Numai ca să nu iasă candidatul. E cea mai bună variantă pentru Marcel Ciolacu. Exact, să ajungă în turul 2 cu Simion. Cred că pentru oricine ar fi cea mai bună variantă să da, ajungă dar în pe turul calcule... 2. Dar s-a întâmplat lucrul ăsta de două ori. Iohannis cu Dăncilă și respectiv Iliescu cu Vadim. Și au fost niște formalități amândouă. N-a existat niciun dubiu. Mai avem 3 minute, îi le dăm lui Sabin să vedem cum a înțeles el pe anul ăsta electoral. Știi care e ipocrizia? Când au comasat alegerile astea ultimele, au zis că de-aia le comasează, că fac economii la bani și că să meargă lumea la vot. Bă, acum nu mai avem nevoie de economii și nu ne mai interesează dacă merge lumea în 3 weekenduri consecutive la vot. Adică, bine, ei sunt mincinoși, că politica fără minciună e ca Mercedes-ul fără sigla, nu-i așa? Dar până la urmă, va trebui totuși să amendeze cineva chestiunea asta, să-i întrebe, băi, n-ai spus tu atunci că de-aia le comasezi? Acum, ok, trece peste faptul că ești prost și n-ai știut că vara e caldă. Da? Trece peste faptul că ești și mai prost și n-ai știut că vara lumea merge în concediu sau la sapă sau la țară. Sau n-are chef de tine să te vadă acolo pe... Sau că în septembrie începe școala. Bine, acum uite-te ce școală au, de unde să știe ăștia că începe școala în septembrie. Adică, totuși, ca să știi despre septembrie, înseamnă că n-ai dat cu creta după profesor, n-ai sărit gardul. Ai fost totuși la ore, chiar dacă ești prost. Ai stat acolo să te vadă profesorul, să facă prezența. Da? Adică, dintr-o dată suntem luați de proști. Și din toată ecuația asta, dacă observi, lipsește exact electoratul. Nimeni nu vorbește despre electorat. Toată lumea vorbește. Septembrie, octombrie, decembrie, ianuarie. Bă, stați un pic, că suntem noi aici.
Dacă noi nu mergem la vot, da? Nimeni nu merge la vot, păi voi politicienii nu o să aveți nici hârtie igienică, tată, că ai pe bani. Da? Trebuie să înțeleagă lumea că în momentul când mergi la vot, îi dai eluia. Începând de la amantă, îi dai și secretară, îi dai și bilet gratuit de avion, îi dai pensie specială, îi dai o grămadă de facilități pe care tu o să le ai în viața vieților tale. Tu și toate neamurile tale. Da? 4.000 de lei sau 5.000 de lei să stai, să te cazezi în București și nimeni nu dă o chitanță, mă, să spună, uite, eu m-am cazat în București, am luat în chirie chestia asta, la ANAF, să plătesc impozit. Îți mai dau încă 1.700 de lei pentru benzină, ci că să te duci în teritoriu. Păi mie îmi plătește cineva, dacă mă duc la studio acum să fac emisiunea de la 23, vouă vă plătește cineva metrou? Adică ăștia sunt ținuți în puf, da? Și atunci va trebui să-i las, bă, băieți, aveți 2.500 de euro indemnizație. Plus că mai șmecheriți mulți dintre voi suma forfetară. Ia mai mergeți, bă, și mâncați pe banii poștii, Andrei, mergeți cu avionul pe banii poștii. Asta cu metrou, cred că era un pic ironică, totuși. Da, da, da. Asta. Nu, că dacă vreau să fiu ironic, spuneam de apă caldă. Da, ok. Bun. Dar asta va trebui cumva amendat, că noi ne-am obișnuit cu proștii. Și dacă apare un deștept, deja suntem suspicioși. Când vine un prost, suntem de acord cu el. Adică, băi, de-al nostru, de-al nostru. Exact ca la Națională, bă, nici bai că au pierdut. Îți de ei noștri, au cântat frumos. Îți galbeni. Da. Sevi Zacman, Radu Banciu, Dan Bucura, Sabin German, atât pentru prima oră, ne revedem la fix. Ne-am întors să anunțăm schimbările de la pauză. Larisa Bernaschi, fix pe scaunul lui Sebastian Zacman. Păi, România Politică, da. La România Politică. Avem scaunul nostru aici, la exact. Top News. Exact. Bine, Sebi a rămas pe același scaun de la emisiunea voastră. Tu ai făcut schimb cu mine, ne înțelegem. Da, ne păstrăm scaunul până la final. Bună seara! Deci, Larisa Bernaschi, Ovidiu Nahoi. Bună seara! Îmi pare rău de mișcarea cu ochelarii, da? Mișcarea care l-a consacrat, zona liberă, Ovidiu Nahoi. Imediat mi-au zis colegii că ajunge și Ionuț Cristache. Ajunge și Ionuț Cristache, cum ar zice Ovidiu. Și Ciprian Aron este prin Skype. Salutare, Ciprian. Bună seara. Bun, hai să începem cu subiectul zilei din săptămânii. Politică după și săptămânii, da. După care, bineînțeles, ajungem și pe la americani. Avem un traseu de subiecte săptămâna asta, atât locale cât și ceva mai îndepărtate. Trecem oceanul și așa mai departe. De la paradă mergem la vot, Larisa. Da. De la, sau 1 mergem decembrie. La vot și pe urmă mergem la paradă. Da, depinde cum vrea fiecare. Da. Până la urmă s-a stabilit. Da, e varianta, scenariul pe care l-a propus PSD încă de acum câteva luni, și anume alegerile parlamentare să fie între cele două tururi. Vedem că avem această decizie luată după îndelungi dezbateri, discuții și așa mai departe. A venit și eu, nu cred că am învățat să mai mergă prin fața camerei. Da, că n-am mai mers prin fața camerei. Să învăț operatorii, regia să comute. Da. Salutare! Bună seara! Deci, Ionuț Cristache, realizatorul la final, și-a făcut intrarea domnului Cristache. Te rog, Larisa. Da, mergem la vot 3 săptămâni. Eu vin până la burtiera. Da, scoateți, vă rog. O să reclamă eu, o revirgulă, să ne decidem. Da. Campanie la toamnă frumos și, din punctul meu de vedere, singurii avantajați sau care nu-s deranjați sau care ieși cel mai bine în acest context, dar vedem, bineînțeles, în ziua votului, sunt cei din Partidul Social Democrat. Care cu siguranță vor duce un om în turul 2, deci cu siguranță nu vor pierde. În rest, toate lucrurile se pot discuta, cine ajunge în turul 2 s-ar putea să fie dezavantajat. De altă parte, nu cred că va fi un interes foarte mare pentru alegerile parlamentare. Nu prea te auzi, Larisa, trebuie să-ți schimbe la valiera. Ovidiu, te rog, votăm pentru 1 decembrie. Poate te auzi tu. Da, votăm. E o premieră, cred. Va fi foarte interesantă ziua de 1 decembrie. Cred că primăriile nu se vor abține de la festivitățile, care le știm, da, cu fasole, cu
dansurile populare, cu serbările de stradă, chiar dacă e frig, oamenii, mă rog, suportă ziua, pe ne asumăm asta, da, cu oameni în stradă, da. Și hai și la vot, hai să mai bem o țuică, hai să mai mâncăm o fasole. Se poate de mascată, dar oficială. Deci este oficial. Uh-huh. Și asta animă, dacă vrei, încă o dată, factorul local, că se vorbea de faptul că s-au trezit cu saci în căruță primarii și șefii de consilii județene și nu vor mai fi antrenați în alegerile astea parlamentare prezidențiale. Acum, iată că au găsit fasolele... formula cu 1 decembrie, când știm cu toții că toată lumea face câte o horă, dă câte un mic și așa mai departe. Deci au găsit din nou o formulă, Nicu și Marcel, să ne mai prostească o tură. Porție de fasole și dai o țuică. Suntem la 1 decembrie. Și în drum și spre secția de votare, după ce au dănțuit, după ce au simțit românește. Cu votul, cu poza, cu votul, ca să sau așa, ca să primești clândirul de țuică. Cum îți dădea Mihaiul la 2 dacă te vaccinai 4.000 ciobere, acum Nicu îți dă pentru un vot sau Marcel 4.000 ciobere, corect? Da. La București, ca la București, deci o fi în țară. Trăim într-o societate tranzacțională, trebuie să ne acum, întrebare, adaptăm. De ce a fost nevoie de toate consultările, toate discuțiile, când azi dimineață s-au întâlnit cei doi lideri, Marcel Cioracu, Nicolae Ciucă, la ora 9, la ora 10 și ceva, deja știam cu toții variantele, sunt niște variante care au mai fost propuse în repetate rânduri, de ce a fost nevoie de toate consultările? De la... Mă întreb pe mine sau... Păi, cine vrea să răspundă, te rog. Eu am zis la trecută și... E cât se poate, adică e cât se poate de probat ce am zis prin realitatea politică, e că erau înțeleși și că era o butaforie, de fapt, era o cacealma. Mimau și ei acolo democrația, competiția politică, faptul că nu se înțeleg. Ei erau de fapt înțeleși. Mai abitir PSD-ul cumva trebuia să dea ceva și ele un antre așa înaintea alegerilor activului de partid, pe ideea nu suntem de acord, uite ce ne fac liberalii, sunt imorali, n-au principii și așa mai departe, dar de dragul țărișoarei, ce să vezi, țărișoara, bineînțeles, și de dragul stabilității, știm cu toții, e nevoie să mergem mai departe. A fost o temă falsă, ne-am ocupat 2 luni de zile, am vorbit numai despre asta aproape, cu timp în care n-am vorbit despre inflație, din nou, despre datoria externă, despre aproape 12 miliarde în primele 5 luni, Doamne ferește, deficit, da? Așa. Asta e drumul sigur spre faliment. Adică, n-ai, dacă o ții în ritmul ăsta, închizi anul cu 30 de miliarde de deficit, adică da, de 30 de miliarde, adică pe, de unde îi pui la loc? Azi am făcut emisiune pe tema asta și mi se pare incredibil și încă o dată ni se arată că trecem de la fapte la vorbe. Adică dacă te uiți și pe angajări, cum au evoluat în anii ăștia, adică statul continuă să angajeze numere, nu știu, undeva la 900 de angajați noi pe lună. Da, adică, Statul are ritmul lui în dezacord total cu noi ceilalți, cu societatea, cu mediul privat, cu statul tot timpul a avut. România a existat de fapt un mic stat în interiorul României și nu condus de UDMR, ci condus fix de ăștia majoritari, care au făcut ce au vrut în detrimentul nostru celor care plătim taxe, impozite și așa mai departe. Dar asta cu butaforia că noi ne întâlnim, negociem, întrebăm și pe Șoșoacă și pe partidul Voiculescu și apropo, care e relevanța, nu înțeleg, poate a înțeles cineva. De ce? Sau... largă consultare democratică. Deci te-a chemat trebuie și pe noi dacă era atât de larg. Adică am stat și chiar mă uitam, să așteptam să sună telefonul, deci să mă duc și la consultare. Dacă te consulți cu partidul Voiculescu, care nu există în Parlament. După o largă consultare democratică s-a luat decizia înțeleaptă și mult așteptată. Da. Dar ce face Marcel Ciolacu cu acea promisiune că el nu va candida în decembrie? Da. Ce face? Ce te faci cu promisiunea? Ce a vrut să spună poetul, vorba... Adică nu va mai candida deloc? E doar pe jumătate în decembrie, știi? A, deci se duce direct în turul 2, a vrut să ne zică. Da. Deci doar dacă ajunge în tur, nu, e interpretabil, știi? Că au pus primul tur în noiembrie și el a spus textual decembrie. La mie mi se pare că PNL trăiește într-o iluzie cu faptul că îl va duce pe Ciucă în turul 2. Asta e marea capcană a PNL. E marea prostie pe care au făcut-o. Cu cât au temporizat alegerile, cu atât are potențial de creștere Elena Lasconi. Și de unde să ia Elena Lasconi? Decât de zona de dreapta. Liberal. Mă rog, zona de dreapta. De la liberali. Așa. Pe de altă parte, să nu uităm capacitatea de manevră a PSD-ului, care s-a dovedit, mașinăria de vot PSD-istă, care s-a dovedit super eficientă în alte cicluri electorale, capabilă să ducă fie europarlamentari, fie să bage partide în Parlament, mutând voturi. A făcut și PDL asta pe vremuri, vă aduc aminte, cu Elena Băsescu. Dar cumva PNL a căzut în propria ei capcană și PSD probabil s-a mângâiat pe burtă fericit, pentru că nu trebuie mai mult, 300.000 de voturi, în funcție de prezență la vot, dar cu 300.000 de voturi rezolvi cazul Ciucă și îl duci pe Simion în turul 2.
ca mai apoi să zdrobești de o manieră fantastică și să te faci președinte. Asta că sunt ei înțeleși, că oricine ajunge premier sau președinte îl numește pe celălalt. Asta și... se poate schimba destul de, bun, de repede. PSD de bine de rău, de 30 de ani s-a dus în turul 2. Că ce a făcut acolo, că a făcut rahatul praf, e partea a doua. Problema e ce te faci tu, PNL-ule, dacă nu intri în turul 2. Îți demobilizezi și activul de partid, pentru că ai, ai alegeri parlamentare între tururi. Și cu un candidat șef de partid care nu intră într-un doi, imaginează-ți ce deziluzie e în rândul electoratului tău. Care merge și votează pe... Nu se știe care, cum merge, nu depinde de ce. Dar eu stric pentru votul parlamentar vorbesc. Și a doua poveste, vei deveni absolut nu a doua roată la căruța PSD-istă, a șaptea roată la căruța PSD-istă, pentru că PSD, atenție, va defila în turul 2, își va pune contracandidatul în turul 2, Simion cel mai probabil, și va câștiga parlamentarele. De ce și-ar mai ține PSD-ul cuvântul pe mai departe să-l nominalizeze pe Nicolae Ciucă, prăbușit în sondaje, prăbușit în alegeri? De ce? Da, cu atât mai mult după toate discuțiile astea legate de septembrie. Mi se pare că au făcut o mega prostie brătienii, bravo lor, apropo. Bravo. Oricum înțeleg că jumătate de partid din concediu, deci cine să mai gândească pe acolo. Oricum stăteau bine la capitolul ăsta. Jumătate, sunt la strategie. Exact, a rămas Ciucă de unul singur, îți dai seama. Fie că e lumina prinsă, fie că e lumina stinsă, e același lucru. Deci atâta s-a putut. Da. Ciprian, te rog. Da. Apropo de ce ați remarcat și voi, ziceai, Ionuț, de acele negocieri care s-au purtat la Cotroceni, doamne, la Palatul Victoria pentru... stabilirea calendarului alegerilor, lucru pe care l-am remarcat și l-am evocat și eu astăzi în emisiune. Eu știam că sunt chemate la consultări doar partidele care au fost născute din alegeri. Nu pe USL, nu Forța Dreptei, nu Reper, nu mai era un partid, SOS, care au apărut în urma acestor... Hai SOS să zicem că a intrat pe picioarele lui la europarlamentare și cumva are un soi de legitimitate, să zicem. În condițiile date, eu mă simt, ca să spun așa, păcubit ca și alegător. De ce n-a fost invitat și Dan Dulceanu, care e dezafiliat, n-are niciun fel de raportare politică, dar reprezintă și el acolo o anumită structură. Ar fi trebuit invitat și domnul Dan Dulceanu, fost ministru și fost reprezentant al echipei câștigătoare la aceste consultări. Pe de altă parte, eu n-aș fi așa de sigur ca și voi că PSD o să defileze la aceste alegeri sau în turul 2, pentru că am mai văzut de pildă foști președinții ai PSD care vorbeau despre faptul că în turul întâi o să mănânce popcorn și o să se uite la ceilalți candidați. S-a întâmplat treaba asta, e adevărat, cu Victor Ponta, care a avut o diferență de 1 milion de voturi față de Klaus Iohannis, doar că ce să vezi? În turul 2, Klaus Iohannis avea o diferență de 1 milion față de Victor Ponta. Adică eu cred că lucrurile sunt într-o dinamică diferită și ceea ce e valabil astăzi s-ar putea să nu mai fie valabil în iarnă. Se pot întâmpla foarte multe și ce-i drept, am urmărit emoții care s-au creat de-a lungul timpului, emoții care au apărut, povești care au fost aduse pe piață. Ca atare, nu cred că lucrurile sunt chiar atât de simple. S-ar putea să fie, nu știu, acea înțelegere despre care vorbeați și voi, despre acel blat pe care îl invoca Ionuț apropo de o strategie a celor doi și în condițiile date, în condițiile în care și stânga și dreapta va avea, nu știu, candidat pentru turul 2, își maximizează, vă dați seama că dacă, nu știu, ar fi de pildă finala între Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, s-ar putea de pildă, nu știu, ca cele două partide să fie extrem de votate pentru 1 decembrie, să facă irelevante celelalte partide. Doar că, repet, nu cred că PSD va defila chiar atât de ușor, asta e impresia mea. Am putea asista la niște surprize destul de interesante. Nu știu care e rolul lui Mircea Joan în ecuația asta. Am și văzut un mesaj interesant al domniei sale, un mesaj care, nu dau seama, ca secretar general adjunct NATO îl dă pentru toți cei 32 de membri
că era anul 2024, anul independenților în România, cu tricolorul românesc. Eu mă gândeam că, în calitatea dumneiei sale, că ești secretar general al Junatului și când te duci la culcare și când te trezești dimineața și când faci postări în spațiu public, mai cu seamă pe rețelele de socializare. Dar, dincolo de treaba asta, nu știu care e rolul domniei sale, la fel cum nu știu care e rolul Belene Lascone. În ce măsură, de pildă, ar ajunge în turul 2? Gândiți-vă la un tur 2, Elena Lasconi, Marcel Ciolacu. Cred că va mai fi foarte simplă povestea pentru Marcel Ciolacu. Ca atare, eu încă aștept. S-ar putea să apară, repet, povești, emoții teribile care să trezească în români și în electoratul din România lucruri nebănuite, așa cum de altfel s-a întâmplat și în 2004 și în 2014. Suntem la un astfel de ciclu, de final de ciclu. În 2004 se încheia ciclul Ion Iliescu și venea un start nou, la fel și în 2014. Eu cred că suntem în aceeași paradigmă și mi-aduc aminte de vara lui 2014, când Crin Antonescu spunea că trebuie să ia 25% dacă nu pleacă de la șefie. A doua zi, după ce a luat doar 14 sau 15% PNL la europarlamentare, n-a vrut să-și dea demisia. Și ce să vezi, prin vicepreședintele PNL de atunci, care era nimeni altul decât primarul Sibiului Claus Iohannis, și-a înaintat demisia, forțându-l pe baza promisiunii făcute pe Crin Antonescu să-și dea demisia. Iar apoi la un congres în care a fost ales Claus Iohannis, a intervenit Mircea Ionescu Chimpu să nu fie ales Crin Antonescu candidatul partidului. Mi-aduc aminte foarte clar acele momente și ulterior în biroul național fost turnător la securitate Chintus. A fost decis candidat la vremea respectivă Claus Iohannis. E foarte posibil, nici atunci lucrurile erau destul de neclare, e foarte posibil, repet, să avem genul acesta de schimbare de joc pe parcursul săptămânilor sau lunilor viitoare. Eu încă aștept. Cum vedeți mesajul de azi al lui Mircea Joană și totodată al lui Marcel Ciolacu, că pomenea Ciprian de Mircea Joană și de postarea lui? Marcel Ciolacu a spus că o să încerce să propună în PSD să meargă pe un candidat independent. Și plin de bani. Hai pe rând câte un răspuns. Te rog. Păi, eu zic că după experiența Cârstoiu, cu candidatul acesta scos așa, deși el ar fi avut, dacă ne întoarcem în urmă, ar fi avut toate datele să fie un jucător bun în partida respectivă, după experiența asta cu cineva scos așa, dintr-o dată, dacă nu e Mircea Joană, dar aici discuția se poate lungi până dimineață, dacă e cineva scos așa deodată și prezentat în față, eu nu cred. Nu cred că la alegerile prezidențiale... Și atunci cred că s-a referit la Mircea Păi nu știu, ar trebui să-l întrebăm. Dar Joana a zis direct că nu vrea. A zis direct că nu. Era independent, ce zice Joana. Deci dacă va fi susținut ca independent de cât mai multe partide, printre care și PSD, iată, atunci lucrurile se schimbă. Nu știu ce aici trebuia să-l întrebăm pe domnul Ciolacu, dar... o altă persoană nu merge la președinție. Președinți totuși au devenit oameni care au avut un background politic și administrativ puternic. Toți cei care au câștigat. Ion Iliescu avea legenda lui atunci când a venit pe 22 decembrie după amiază și a dat din mână și a dat primele deci, indicații. Ce background de Constantinescu pierduse odată. Nu, dar background politic și avea un background civic. Da, 4 ani de zile a fost crescut. Civic, da, dar 4 ani de zile a fost crescut, a fost conjunctura, da. Oamenii se săturaseră de Iliescu, da. A fost o conjunctură. Traian Băsescu a venit de pe postura de ministru al transporturilor. Făcuse, era cineva. Adică nu poți să vii să pretinzi președinția României, cel puțin din experiența de până acum, fără să fii cineva. Da. Nu poți să scoți. Arătați-mi o personalitate care e așteptată cu sufletul la gură să vină și să, nu știu, să preia frâiele. Nu bine, avem pe de altă parte, ceva. Dacă Marcel Ciolacu vrea să fie un adevărat lider politic... Dar dacă vrea să nu pierdă el, eventual. Odată, dar doi la mână. Ca să, orice om politic are nevoie de victorii politice. Nu poți să fii doar un bun strateg. Da. Ești președinte de partid, trebuie să duci bătăi, trebuie să fii general, trebuie să te așezi în fruntea oastei și să te duci la luptă. Absolut. Ai nevoie de cicatrici, ai nevoie de victorii, fie ele și la limită. Nu poți să faci doar în cancelarii și în birouri.
și are obligația pe cale de consecință, Marcel Ciolacu, să intre în aceste alegeri. Toți au dus bătălii la PSD, dacă te uiți în jurul lui. Toți au condus organizații, au pierdut, au câștigat, de la Firea, s-a retras, e pe la Bruxelles, ok. Dar nu poți la nesfârșit să nu dai pieptul cu electoratul, nu poți în permanență și nu e doar despre Ciolacu aici, în egală măsură și despre Ciucă. Vrei să fii un politic, vrei să fii luat în seamă, nu te poți așeza etern pe o listă la parlamentare și să... Altfel ești în Dacian Cioloș? Sigur, sigur. Bun, acolo nu i-a dat o bătălie. Da, da. A avut ocazia să o dea, n-a dat-o. A ratat-o din nou. Adică stilul ăsta ezitant l-a costat încă o dată pe Dacian Cioloș și de pe vremea când ți-aduce aminte, când... El era chemat n-a, să... Nu, dar nici la PNL n-a vrut atunci, da, nici la USR, a fost nici a căzut tot timpul între scaune. Da. Și drept dovadă plătește pentru... incapacitatea de a lua o decizie. Larisa, te rog. Da, susțin ceea ce zicea și Ionuț puțin mai devreme. Marcel Ciolacu nu a dat niciodată până acum nicio bătălie pe persoană fizică, dacă vrei. Adică cu numele Marcel Ciolacu nu a candidat niciodată. Tot timpul a fost pe o listă, tot timpul a fost într-o conjunctură, inclusiv șefia partidului a dat-o printr-o conjunctură în care liderii de atunci sperau ca în 2-3 luni, 6 luni să îl zboare din fruntea partidului. A demonstrat că poate conduce o echipă care că e politician, dar până la a avea o bătălie politică, e mult. Nu cred că poate să scape de această candidatură. Partidul, liderii din teritoriu, toți oamenii din jurul lui, nu cred că îl vor lăsa fără să candideze la prezidențiale. Nu cred că vor accepta o candidatură independentă. În partid, chiar dacă Joana este considerat PSD-ist, foarte mulți care au lucrat cu dânsul nu îl plac, nu l-ar susține, nu ar trage pentru Mircea Joană, cum ar trage pentru Marcel Ciolacu. Asta așa, ca să înțelegem cam cum funcționează acest partid minunat numit Partidul Social Democrat. Pe de altă parte, și Marcel Ciolacu cred că înțelege, la fel cum înțeleg cu toții, că este o șansă pe care PSD o are să preia șefia țării, da? Adică să ajungă, să aibă și ei în sfârșit, după 20 de ani, președintele României. Și asta le-ar aduce, chiar dacă, deși mă îndoiesc că ar lua un scor slab sau că n-ar fi primit la alegerile parlamentare, dar și dacă ajung în această situație să ajungă pe locul 2, e clar că vor avea parte de continuitate guvernamentală, tocmai pentru că au președintele țării. Lucru pe care totuși îl speră și cei din Partidul Național Liberal, pentru că este unica lor salvare. De asta mi se pare că au și acest discurs de vorbim și cu Elena Lasconi, vorbim și cu Marcel Ciolacu. Cel mai interesant moment s-ar putea să fie dacă ar intra ceea ce spunea și Ciprian puțin mai devreme, Elena Lasconi și Marcel Ciolacu în turul 2, pe cine ar susține PNL în turul 2? Sau da, către cine ai trimite voturile? Către Elena Lasconi, care poate are o șansă și ai tot vorbit cu ea și e cumva electoratul tău se regăsește în această zonă? Sau te-ai duce către partenerii de coaliție cu ea care ai guvernat în ultimii ani și cu care sper să continui guvernarea și care ți-au promis poate și o funcție de premier și pentru următorii ani? Și ce va zice electoratul tău? Și ce va spune electoratul tău? Că s-ar putea să nu te urmeze. Bine, cred că întrebarea asta e pe ultima lor preocupare cu electoratul. Adică... Da. Dar că doar ei candidează la alegeri. O secundă. Adevărul este că cred că dacă PNL nu ajunge în turul 2, pe 25 noiembrie, Nicolae Ciucă își face bagajul. Da. Adică nu cred că va mai exista această săptămână de campanie. Sau îl salvează Marcel Ciolacu și îi dă funcția de premier și gata, s-a rezolvat problema. Și îl ține ca un premier de paie și un președinte care îi va îndeplini orice ordin la PNL. Care experiență. Și va fi practic un președinte peste două partide, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Serios? Adică, strategie, mi s-ar părea o strategie câștigătoare pentru ei. Dar eu m-aș opri totuși și asupra acestor liberali, așa, închipuiții liberali, dacă... Dacă e așa la scutura, ce rămâne? Nu rămâne nimic. Care liberal e un blazon pe care aproape îl violează în public. Cât de mofturoși sunt acești oameni, câte ifose, cât de închipuiți sunt, păi hai să ne uităm un pic la, nu știu, istoricul ultimilor ani. Dacă nu era Klaus Iohannis, care să forțeze uneori Constituția, uneori bunul simț, uneori rezultatul alegerilor, să-i aducă la guvernare, oamenii ăștia ar fi pierdut în ăștia 10 ani, au pierdut în 10 ani toate alegerile. Mai puțin alegerile europarlamentare, atunci pe povestea cu Dragnea, pe toată isteria aia.
Dacă n-ar fi fost PSD să intre cu ei la guvernare, să facă majoritatea, când au dat afară USR-ul, probabil că n-ar mai fi rămas la guvernare. Dacă s-ar fi făcut anticipate atunci, pe dezastru acelei guvernări, sau dacă guvernarea ar fi ajuns la PSD și la altă formă de așa. În ce poziție ar fi fost PNL astăzi dacă nu s-ar fi făcut această comasare? Dacă PSD n-ar fi oferit pe tavă această, acest proiect mai departe. Și putem să completăm la lungul șir de mofturi liberale până dimineață. Ultimul e fix ce spuneai tu, discuțiile pe care le au ei cu Lasconi și oameni buni, hai să se trezească un pic oamenii ăștia să vadă cine sunt de fapt. Cu o conducere absolut artificială plantată din mofturile lui Klaus Iohannis, cu un dezastru în teritoriu, au pierdut, hai să ne luăm, să iei tot în vântură ăstea 2,5 milioane de voturi. Dar la șef de consilii județene și nu la primari și la voturi, au mai puține voturi au mult mai puține decât data trecută. Adică fără PSD, atenție, PSD cu toate problemele lui, cu tendințele autoritariste, cu excesele PSD-ului pe care le cunoaște și așa. Dar repet, principale beneficiare a acestui construct PSD-PNL n-a fost PSD-ul, a fost PNL-ul. Și tot ei, într-un stil din ăsta virginal, așa îmbujorați, bacul la sconii. Bă, ziceți, mă, mersi că vă trag ăștia după voi, sunteți nesimțiți? Da. Cam asta. O pledoarie pentru bun simț a fost asta, adică dacă ne e permisă. Hai să mergem și peste ocean, pentru că am vorbit și prima oră pe politica internă. A fost prima dezbatere electorală pentru Casa Albă. Democrații au multe incertitudini după prestația. Hai să... poate să nu catalogăm prea neconvingătoare a lui Joe Biden și apar multe semne de întrebare. De partea cealaltă, Joe Biden spune, domne, rămân până la capăt în luptă, o să învingem. Ce se întâmplă peste ocean? Ovid. Păi, e foarte greu să fie retras Joe Biden, tehnic vorbind. E și politic vorbind. Funcție... E președintele în funcție, este confirmat în primare. Nu există o pârghie politică prin care, decât acea convenție unde într-adevăr în statutul Partidului Democrat spune că ei trebuie să asculte vocea celor care i-au trimis acolo. E vorba de acei delegați. Ei, și dacă vocea celor care i-au trimis acolo spune că ar trebui să schimbe candidatul, dar asta e o interpretare foarte forțată. Dar cum ai văzut prestația? Ciudată. Adică s-a văzut clar că avea momente în care nu era acolo. Bine, ca toată jumătatea acolo. Asta de mandat, da, adică și... a fost o surpriză pentru tine, totuși, care tu chiar monitorizezi. El a luat niște decizii foarte bune. Nu, ai să fii serios. Le-a luat stafful și establishmentul nu le-a luat el pe persoană fizică. Nimeni nu le-a luat pe persoană fizică. Păi nu, dar acum ai pui lui în cârcă că vezi, doamne, a luat niște decizii, administrația a luat niște decizii foarte bune. El pe persoană fizică se vede cum este. Nu, uite, discursul, de exemplu, de la 6 iunie de pe plajele din Normandia a fost excepțional. Bine, și el l-a făcut. El l-a ținut. Da, bun, acum scenele de lângă, dar discursul a fost excepțional. Ovidiu, stai de acolo, Andrei, da. Au fost Ovidiu, și multe momente în Normandia. Cu tot respectul, dar să ajungem să apreciem la un tip că poate să ducă un discurs din punctul A în punctul B, da. Adică e totuși cam nu, puțin. Păi, e clar, păi nu. E justificată toată această îngrijorare de la democrați. Problema e că aceste partide au cutume, au reguli, e greu. Bine, sunt niște șanse. Asta voiam să zic în completarea ce a spus Ionuț. Tu acum tu vezi partea bună de la vizita în Normandia. Da, bun, un discurs. Nu, eu nu văd partea bună. Dar au fost și multe momente semnalate, inclusiv de presă, care arătau un Joe Biden cumva deconectat. Problema e că la ei e mai greu să-l schimbe decât la noi. Îl schimbă pe Ciucă mâine că vrea partidul. Da, e așa. Da, e foarte complicat. Există un element care poate să schimbe. De fapt, două. Unu, fruntașii partidului, dacă merg la el, cum s-au dus republicanii în 74 la Nixon, să-i spună, nu mai putem continua. Și atunci el să se retragă. Dar Nixon era acuzat. Asta e, adică... Erau diferențe. Și ei au spus, nu avem voturile în Senat ca să te scăpăm de acuzare. Deci mai bine te retragi acum. Deci nu au argumentul ăsta, democrații în momentul ăsta, dar mai e un argument. Sponsorii. Argumentul financiar. Dacă sponsorii dau semnalul că opresc, atunci lucrurile se complică foarte mult și poți avea o schimbare. Însă, în momentul în care vorbim, schimbarea lui Joe Biden, așa cum îl vedem,
Bun, prost, este bun, foarte prost. Probabil, da. Și mai e ceva rău. Nu, cu Donald Trump. Nu, mai ales că există deja diviziune în Partidul Democrat. Iar asta duce la pierzanie. Eu nu știu cum a fost dezbaterea asta, adică pentru mine cel puțin a fost o surpriză. Eu am făcut și o înregistrare cu, apropo, o să fie o discuție foarte tare duminică la final cu fostul ambasador Adrian Zuckerman la București. Vă recomand să vă uitați. Eu nu fac aprecieri de tipul a fost slab, a fost bun Biden. Biden a fost fix cum a fost el în mandatul ăsta de președinte sau în a doua parte a mandatului. Deci pentru cine a urmărit presa americană, nu mainstream, aia mai, așa, mai neoficială, mai nealiniată, a înțeles cum stă treaba. Și cine a privit acum și are revelații, îmi pare rău. Asta este. Biden așa a fost de vreo 2 ani. Asta păi vreau să spun. Dar constat altceva. Constat că până acum 2 săptămâni, până la această dezbatere, era o impietate să pui la îndoială capacitatea cognitivă a președintelui american să vorbești despre starea de sănătate. Inclusiv aparatul administrativ, aparatul administrației Trump, de la purtător de cuvânt până la consilier pe securitate, toți ne drogau că ideea e sharp, e sharp, e snappy, e acum, e la secundă, e super atent, e super energic, e... Și toți erau ok, bine, dacă vă ziceți voi. Și ca la un semnal, dintr-o dată, a fost voie să zici, să pui la îndoială capacitățile președintelui american. Și, atenție, nu de noi care zicem, ci de presa, de establishmentul, de marile trusturi de presă din Statele Unite, inclusiv de rețelele sociale. Că până acum, de exemplu, dacă scriai pe Twitter, Facebook, hai pe Twitter nu, dar pe Facebook, dacă puneai niște faze cu el împiedicându-se, sau puneai la îndoială vreun discurs sau vreo apariție publică și îți dădea cineva report, te trezeai cu contul blocat 30 de zile fără să înțelegi de ce. Deși realitatea obiectivă era aia, că se împrăștea să păscările avionului. Deci eu constat asta, că dintr-o dată, ca la un semnal, democrații, de parcă nu știau ce președinte au și cu ce probleme se confruntă, au dat drumul la ideea că, domne, trebuie înlocuit. Și nu mă refer la fani democrați, la spectatori de pe margine, la galeria democrată. Nu, nu, nu. La membrii democrați care spun că nu mai putem continua așa și dacă mergem cu Biden candidat, cedăm, o să-i dăm pe tavă mandatul lui Donald Trump. Eu asta constat la mod obiectiv. Acum ce probleme are, ce n-are, nu știu. E un om de 81 de ani. Apropo de ce ziceau, decizie foarte greu de luat. Nu, vorbesc de deciziile luate de Joe Biden, că spuneai mai devreme că a luat niște decizii bune. Sunt de acord cu el, nu sunt decizii luate de administrația. Sigur. De administrația Biden. Și acum trebuie să fim serioși, nu-i neagă nimeni lui Joe Biden experiența politică. Totuși nu, e de 52 de democratic, ani. Angajamentul democratic, experiență. E de 52 de ani în ceea ce el a făcut americană, pentru America. Adică Dar nu nimeni pune la îndoială. Dar dacă vrei să punem ceva la îndoială, Ovidiu, și cred că aici o să-mi dai dreptate sau nu, sau asta este, totuși nu putem să nu privim și la ce s-a întâmplat în partidele astea americane, republicani și democrate, la maniera în care au fost privatizate ideologic de personaje, fie de Trump, fie de Biden. Partidul adică Republican e trumpist acum. Nu, dar nu doar. Și tabăra Biden are o problemă. Că uite-te ce greu este să identifici acum, nu de noi, ci de opinia publică americană și inclusiv de democrați, un candidat care l-a înlocuit cu șanse. Pe Kamala nu poți să pui că e mai dezastruoasă decât el. Toate prestațiile lui ei publice au fost un dezastru. Toate discursurile au fost jalnice. Nu e pregătită de nimic, este, nu știu ce să mai facă cu ea, o țin cât mai izolat, n-au putut să-i dea nimic, nici pe politică externă atribuții, nici pe absolut nimic, 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 și nu găsesc un personaj. Pentru că de ce? Ok, administrația democrată e o administrație eficientă, dacă vrei, în materie de politici naționale și așa. Dar uite-te la guvernatorii pe care i-are, pe care i-au democrații și la cum se simt orașele mari conduse de democrații astăzi când vorbim. E foarte greu să iei un tip de succes, să-l arunci acum, să zici că îl înlocuiești pe Biden cu cine? Cu cel din California, păi n-are, notorietate națională e... Nu știm, probabil păi are acolo. Păi nu știm, te uiți că ai date oficiale în presa americană, cum nu? Dar e foarte greu, nimeni nu se ridică la... La notorietatea lui Biden, evident, președinte în funcție. Dar cum e de sondajele? Sunt mai multe sondaje făcute de publicații, de Reuters și nu numai. S-au întors să o sondeze pe Michelle Obama. Fie aia la fel, e o reacție de disperare. Da. Că nu găsesc, bine, că nu găsesc pe cineva, dar e foarte greu. Așa ceva nu s-a mai întâmplat în istoria Americii.
Și e foarte greu. Fondurile, echipele de campanie, deci se pornește un întreg mecanism care e uriaș. E foarte greu să oprești acest mecanism și să pornești un altul în locul lui, până care să plece strategia... la cheie acum în iulie, când în noiembrie sunt alegeri. Care a fost strategia democraților încă de la început? Pentru că ți-amintesc că vârsta lui Joe Biden și vârsta și anumite probleme au crezut că vor trece. Nu, Ovidiu. Probabil au crezut că vor răzbi. Am o ipoteză mai realistă. Eu cred că s-a întâmplat ceva fundamental medical. Până la date oficiale nu o să știm niciodată concret. Dar asta ne duce cu gândul la ce spuneam mai devreme, la cum s-au mobilizat inclusiv democrații. Cred că ceva medical s-a întâmplat acolo, care i-au pus pe gânduri. Pentru că prea s-a produs dintr-o dată reacția asta și a fost mult prea unitară și mult prea imperativă. Fă ceva. S-au început cu apel, să fie foarte vizibil. Andrei, cu apel, păi asta, și în sensul ăsta, cu apel către familie. Măi, ajutați-l într-un fel. Să ia o decizie rațională. Da, familia însă adică pare ceva pare că acolo s-a întâmplat. Exact. Da. Plus că un element declanșator. Mă reamintesc că fosta campanie, vârsta lui Joe Biden a fost folosită de Donald Trump și bine, campania precedentă. El care fiind 4 ani distanță, adică da. E un bebeluș. Da. Îți amintesc cum îi deci spunea iată că au ajuns în momentul acesta marea putere a lumii, da? A ajuns într-o competiție între o persoană ale cărei facultăți fizice și mentale sunt puse în discuție foarte serios și foarte public și, foarte public, și o persoană condamnată, totuși socotită vinovată de un judecător prin decizie definitivă. Că de aici înainte, până la formularea pedepsei, imunitatea, asta e o discuție de chestiune de avocați, dar el în momentul ăsta este vinovat, condamnat. Plus ce vine din urmă. Deci să ajungi ca principala putere mondială într-o asemenea situație. Ovidiu, dacă vrei, aici aș face o pledoarie, nu pentru faza penală, că acolo e destul de complicată și la familia Biden e complicată, cu fiul și cu așa, da. Dar aș face o pledoarie inversă pentru, eu sunt pentru oamenii în vârstă. Adică... Păi da, nu vorbim de cifră în sine, că poți să ai 80 de ani și să zburi. Nu, mi s-a părut asta, că domnule, cum a ajuns America între să aleagă între doi bătrânei? Nu, e o persoană ale cărei facultăți, dar asta se poate întâmpla și la o vârstă mai tânără. Sigur că da. Păi asta voiam să zic o dată. Nu? Și doi la și mână, partea penală la fel. Nu, dacă la 75 de ani ești complet, ai mințile la tine și hai să beneficiem de toată experiența. Președinții italieni, nu te califici președinte al Italiei dacă nu ai 80 de ani. Bun, care e o formă, bine, dar e o formă dar e o formă altceva. Ăia sunt adevărații păstrători ai tuturor dedesubturilor politice și rafinamentelor politice italiene. Energie, presupune la altceva. Presupune să știi tot ce s-a întâmplat pe sub masă în ultimii 50 de ani în politica din Italia. Probabil strategia democraților, ce a fost după primul mandat, domnule, hai să încercăm să o creștem pe Kamala Harris. Nu aveau cu cine. Pentru al doilea mandat, dar nu aveau cu cine. Vezi, nu a crescut, adică e mai nepopulară decât Joe Biden. Nu aveau cu cine. Discursul ăla când a fost invadată Ucraina, nu știu dacă. Ucraina e o țară mare, nu știu, mai țineți minte? Cred că rulează în buclă în facultățile de America. Strategia, dacă permiteți, ea cred că a fost alta. Aduceți-vă aminte că se vorba la un moment dat că trebuie ajutat, sau cel puțin erau diversi analiști care spuneau le convine democraților ca în primaries Trump să-i bată și pe Nikki Haley și pe Ron DeSantis și pe celălalt candidat republican, pentru că Biden, o filmnală reeditată între Biden și Trump, îl va face pe Biden câștigător. Pentru că lumea, indiferent de poticnelile lui Biden, asta apropo de ce spunea Ionuț Cristache mai devreme, că nu și-au dat seama vreme de 4 ani de problemele lui, pentru că probleme serioase. Eu am văzut una dintre dezbaterile de acum 4 ani. Dar nu era voie să vorbești despre ele. Poticnela Biden erau și acum 4 ani. Adică greutatea de a răspunde, de a fi spontan, de a-i da replici lui Trump, erau evidente încă acum 4 ani. Iar toate celelalte, știu că am eu câteva filmulețe și chiar nu uitam să văd cât de vechi sunt, cu câteva căzături de ale lui Biden, au cel puțin 2 ani vechime. Adică e clar că lucrurile au avansat și starea de degradare. Acum, repet, să-i dea Dumnezeu sănătate lui Joe Biden și să se refacă cât mai curând, dar lucrurile astea erau evidente, cred că imediat
ce și-a apelat mandatul și mă gândeam, iată, la m-am uitat la dezbaterea asta și mă gândeam de pildă la o declarație pe care a făcut-o un profesor român de la Houston, a plecat și aici la Cuzarin Fumorescu, și vorbea despre faptul că a fost dureros să trăiți la acea dezbatere. Realmente, când a văzut vocea răgușită a lui Joe Biden și potigneala lui acolo cu am învins Medicare, îți lăsa impresia unui om epuizat. Impresia mea este că democrații au crezut probabil până în ultimul moment că, într-adevăr, Biden va fi cel care îl va bate pe Trump și nimeni cineva că nu au pregătit. Spunea și Ovidiu înapoi mai devreme că e vorba de guvernatorul Californiei, guvernatorul de la Illinois, s-a înțeles că se mai vorbește de guvernatorul, o doamnă la Michigan. Sau Wisconsin. Care ar putea ca să-l înlocuiască pe Joe Biden, dar nu au această notorietate. Și cred că democrații și-au dat seama, având în vedere dezbaterea care s-a purtat, prima dezbatere, că pierde procente sau pierde puncte sau tot frământ pe care l-au avut, și-au dat seama că în momentul de față Biden nu mai are capacitatea de a-l învinge pe Trump. Așa cum, de pildă, înțeleg că toate schemele electorale erau că dacă ar fi candidat din partea republicanilor Nikki Haley sau Ron DeSantis, l-ar fi învins fără probleme pe Joe Biden. Atunci ar fi fost, ca să spun așa, o traiectorie mai clară. Șansa democraților să câștige la Casa Albă era tocmai o reeditare a finalei de acum 4 ani. Eu cred că ei și-au dat seama în momentul de față că sunt șanse foarte mari să piardă Casa Albă, Joe Biden realmente să nu mai aibă abilitatea de a ține ritmul. Și cred că strategia asta a fost. Stăm cu Biden pentru că, indiferent de ce va spune în finală, lumea îl va vota într-un număr mai mare pe Biden decât pe Trump. Adică va alege, ca să spun așa, nu știu, neputința, problemele de sănătate în fața unor chestiuni care țin de o politică mai excesivă în cazul lui Trump. Cred că asta a fost, repet, strategia democraților și mă gândesc că astăzi e foarte greu, repet, să găsești pe cineva. Aseară am văzut, de pildă, stăteam pe X, fostul Twitter, și mă uitam la niște jurnaliști mai apropiați cei drept de republicani. Ei vorbesc despre faptul că e foarte posibil ca undeva, chiar înainte de convenție, Joe Biden să facă pasul în spate și să vină cu un candidat surpriză, un candidat surpriză care, ca și în România, presa de acolo și, evident, propaganda republicană, să nu aibă timpul necesar de a-l vulnerabiliza foarte tare. Și să meargă eventual pe un candidat surpriză cu eventual mai mari șanse decât are astăzi Biden. Imediat, Ovidiu, cred că a fost surprins democrații și de prestația lui Donald Trump. Adică probabil se aștepta la un Donald Trump mult mai agresiv, cum era prin meetingurile de campanie. Dar din contră, Donald Trump n-a avut un discurs atât de agresiv. Adică a fost mult mai liniștit decât ar fi putut face. Nu, bine, și lui presa i-a numărat nu știu câte minciuni, inadvertențe. Dar astea au căzut în umbră în față de ce s-a întâmplat în partea cealaltă. Nu a fost un Donald Trump n-a fost foarte atât de agresiv. Nu, nici n-avea nevoie când l-a văzut. Cred că nici nu mai avea nevoie să fie. Dar, uite, întâmplarea a făcut ca această dezbatere, prima dezbatere, să aibă loc foarte devreme, neobișnuit de devreme, pentru alegerile americane. Adică dezbaterile astea au loc undeva după convenții, spre toamnă, a avut loc foarte devreme. Uite că șansa, sau nu știu dacă altceva, că n-am datele necesare, cumva îi ajută pe democrație, adică au putut să-l testeze mai din asta timp. Asta e și o teorie în America. Da, au putut să... Da, știu. Okay, au putut să-l testeze mai din timp. L-au scos la rampa atât de vreme, tocmai pentru a pune o presiune publică pe el, de a se retrage, ei știind da, starea putut... și degradarea da, în care sau să-l afli. Testeze, vedem, face față și dacă nu face față, ce facem? Avem timp să mai e și o chestiune găsim ceva. Dincolo de personajele astea două, mă scuze, Ovidu, mai e și o chestiune de simbol. Toată lumea când recurgem la euul nostru interior și ne gândim la America, avem în minte Hollywood-ul, imaginile glamuroase, țara PR-ului, a forței militare, a patriotismului, lucruri care ne animă și pe noi toți ceilalți. Cred că noi toți, copii fiind tineri, adolescenți și așa mai departe, am crescut cu iluzia asta, concretizată pentru unii, pe care ne-a oferit-o Statele Unite.
țara care a produs mașinării de PR, a pus bazele marketingului, nu doar politic, de toate felurile, care a fascinat generații întregi, repet, și care dintr-o dată nu mai rimează cu toate lucrurile astea pe care eu le-am enumerat. Adică fascinația pentru leadership-ul american, pentru chipul președintelui, pentru, adică în asta consta, dacă vrei, și puterea de simbol a Statelor Unite și a puterii pe care o proiecta prin leadership-ul politic. Da? Și cumva și sub Trump, că sunt făcut trumpist, n-am nicio problemă să-l critic, să am o imagine critică, și sub mandatele lui Trump, și sub mandatele lui Biden, poate de la Obama încoace, farmecul leadership-ului american a dispărut sau a căzut în umbră. Nu mai proiectează America puterea pe care o știm cu toții doar prin prisma establishmentului, a deciziei politice care de multe ori, uite, e anulată sau cade în derizoriu prin gesturi politice din astea foarte personale ale președintelui, ale staffului și așa mai departe. Adică cred că aici are. Eu nu aș fi de acord. Te rog. Aici nu aș fi. Eu așa văd. Aduce aminte JFK. Da. Era un personaj exotic. Era un personaj care și la vremea respectivă apăreau tot soiul de chipuri în presă vis-a-vis, nu știu, de anumite probleme pe care le. Da, da, era un tip carismatic, fermecător, proiecta putere. Împrăștia un soi de idolatrie în jurul. Mandata lui Bill Clinton, care la fel a avut la și fel. niște probleme. Dar chiar dacă a avut, asta zic, magnetismul propriei persoane a făcut să depășească momentele astea și în raport cu poporul, propriului popor și în raport cu celelalte popoare. Adică asta îți spun că de multe ori șarmul personal a contat mai mult decât politica pe care personajul de la Casa Albă a dus-o. Asta zic și nu se mai întâmplă asta de trei mandate încoace, de două mandate și ceva. Da, știți care e marea întrebare? Până acum, așa cu personal? Da, marea întrebare de aici înainte, dar cu atât mai mult cu Trump la Casa Albă, este dacă America va mai fi pentru lume farul libertății și farul democrației. Adică cu un președinte care are... Păi numai, pentru că un președinte care are... Nu, care are imunitate, super imunitate dată de Curtea Supremă care e a lui. Cu un președinte care deja a spus că vine să se răzbune pe cei care i-au luat victoria din 2020. Prin numirile pe care el le-a făcut. A numit 3 din 9 judecători. Da, dar el avea o majoritate conservatoare și înainte. Deci el a întărit o majoritate conservatoare. Ei, se mai schimbă și pe acolo. Au fost și... Trebuie să-i aștept să... Așa, acolo e, să plece ei. E mai complicat. Deci nu știu dacă America va mai rămâne. Vedeți, în momentul în care tu ai un președinte care... ar putea să facă niște lucruri pe baza unei imunități. Cum poate să vină America într-o țară cu o democrație nu foarte stabilă, cum e România, de exemplu, în care societatea civilă se luptă din greu împotriva unor autoritarisme? Să o susții. Păi ăia care susțin autoritarismul vă spune, păi voi, cu președintele Trump, care are super imunitate, ne dați nouă lecții. Deci e foarte complicat. Ok, dar Trump nu va fi doar Trump. Trump va fi un întreg aparat birocratic american care a dovedit că rămâne pe poziții și în cele mai furtunoase momente și în egală măsură Ovidiu. Nu știm dacă va mai fi. Nu știu, dar e o falsă ipoteză. Acum... pentru că Trump, în egală măsură ca și Biden, totuși e cetățean american. Adică... Și acum mai e o chestiune. Cred că Joe Biden n-a fost ajutat nici de consilierii săi după dezbatere. Au apărut mesajele aia că nu funcționează după ora 16 și au adâncit și mai mult... Trebuia să pună dezbaterea dimineață. Da, exact. Bun, Larisa Bernaschi, Ovidiu Nahoi, Ionuț Cristache, Ciprian Aron, Andrei Gheorghe. Vă dorim o seară frumoasă. Rămâneți pe Prima News.